Maranata, Domnul nostru vine! Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi. Sunt pentru câteva zile doar aici, dar vă aduc salutări cu bucurie din Italia, din partea Bisericii Filadelfia Mansuie, undeva în zona Veneției, în nordul Italiei, unde slujim prin Harul lui Dumnezeu și ne bucurăm de îndurarea Domnului care este peste fiecare dintre noi. Pentru că s-a deschis în această seară pasajul acesta, care este unul Cred eu important ne privește pe noi, este parcă mai actual, tot mai actual. Aș vrea să rămân la textul acesta în care s-a citit și vreau doar câteva lucruri legate de pasajul acesta, și anume versetul în care Domnul Isus spunea în versetul 38, în adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat noi în Corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Și versetul 37 spunea: Cum s-a întâmplat în zilele lui Noie, Aidoma, sau la fel va fi și la venirea Fiului Omului. Zilele lui Noie. Cum era în zilele lui Noe? Pentru că noi vom retrăi, trăim deja, zilele lui noi. Istoria se repetă. Și Domnul Iisus Hristos confirmă clar acest lucru, privește în istorie. Apostolul Petru numește lumea care era atunci, lumea cea veche, pe care Dumnezeu nu a cruțat-o. Pedeapsa păcatului nu este o glumă, Faptul că Dumnezeu va judeca nu este o glumă, nu este o invenție teologică. Potopul este o realitate, a fost o realitate. Domnul Iisus Hristos confirmă existența potopului și faptul că Dumnezeu a pedepsit păcatul, a distrus, a nimicit lumea de atunci și Apostolul Petru spunea că la fel cum s-a întâmplat atunci, când pământul a fost nimicit, când lumea aceea veche a fost distrusă, la fel, ba mai mult, pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Va veni o altfel de pedeapsă, dar la fel se va întâmpla. Însă, în această seară, eu mi-am propus să vorbesc mai mult despre ceea ce se întâmpla în zilele lui Noi, ce s-a întâmplat, care a fost tragedia care a declanșat pe pedeapsa aceea, judecat aceea atât de gravă, întreg pământul, întreaga rasă umană, să fie nimicită, să rămână doar opt oameni. Ce s-a întâmplat de fapt? Aici sunt multe mituri, sunt multe interpretări legate de uriași, dinozauri, de tot felul de... Eu consider, pentru mine lucrurile sunt foarte simple. În zilele lui Noe, în primul rând, păcatul a intrat în poporul lui Dumnezeu. Biblia ne spune că Abel a fost ucis de Cain, fratele lui. Dar Dumnezeu, în locul lui Abel, a făcut să se nască Set. Set a născut un fiu, Enos, care a început să cheme numele Domnului. Adică oameni care îl căutau pe Dumnezeu. Întotdeauna a existat în lume dualismul, adică cele două căi. Întotdeauna au existat oamenii buni și oamenii răi sau copiii lui Dumnezeu și copiii celor răi. Întotdeauna au existat cele două categorii și întotdeauna a existat o linie care i-a separat pe cei buni de cei răi. Întotdeauna a existat asta. Și au mers așa, descendenții lui Caien, Cain a fost depărtat de Dumnezeu, Cain s-a mulțit și lumea pe care o stăpânea Cain atunci s-a mulțit tot mai mult, iar descendenții lui Set, Enos și oamenii lui Dumnezeu erau numiți, au fost numiți fiii lui Dumnezeu. Nu cred în teoria că erau îngeri, că au ieșit nu știu ce extraterestri. Erau copiii lui Dumnezeu sau poporul lui Dumnezeu, descendenții din Set. Numai că de-a lungul istoriei s-a întâmplat ceva. Linia care separa, care demarca cele două categorii, nu a mai existat. Și Fiul lui Dumnezeu s-a uitat în descendenții lui Cain și de acolo și au ales soții. Și atunci păcatul a intrat în poporul lui Dumnezeu. Ei s-au mulțit, au creat familii și nu s-a mai ținut cont cum spunem noi astăzi, biserică și lume. Nu mai există nicio linie de demarcație. Nu mai există nicio linie de separare. Și așa s-a întâmplat atunci. Nu mai exista în lume, nu mai existau două categorii. Exista o singură categorie. Și atunci Dumnezeu a spus, văd că pornirile omului sunt îndreptate zi de zi numai și numai spre rău și nu mai existau decât, nu știm, noi nu știm câți oameni erau atunci, poate miliarde, nu știm. Însă din mulțimea mare de oameni care exista atunci pe fața Pământului, numai noi cu familia lui au rămas oameni integri. În rest, o mulțime de nelegiuire, de nelegiuiți, au dominat lumea de atunci. Păcatul a intrat în poporul lui Dumnezeu prin asocierea fiilor luminii cu fiilor fiii întunericului, prin asocierea cu cei nelegiți și printr-un stil de viață materialist. Oamenii pe atunci mâncau, beau, se însurau, se măritau. Nu asta era problema. Nu e o problemă că mănânci, dar dacă mâncarea devine obiectivul vieții tale. Scopul pentru care trăiești e doar să mănânci, doar să bei, doar să, te, să trăiești în lumea asta și atât. Nu mai ai nimic altceva în afară de materie, în afară de trup. Nu înțelegi că existența ta, scopul existenței tale pe pământ este mult mai mult decât atât. Oamenii au pierdut scopul existenței lor. Oamenii trăiau doar pentru aici și acum. Și nu ne mai interesează Dumnezeu, nu ne mai interesează voia lui Dumnezeu, nu ne mai interesează standardele morale ale lui Dumnezeu, nu ne mai interesează Cuvântul lui Dumnezeu, nu ne mai interesează neprihănirea. Asta trăiau atunci descendenții lui Set. cei care trebuiau să fie fii luminii, nu mai erau fii luminii, pentru că s-au asociat cu fii întunericului. Păcatul a intrat în poporul lui Dumnezeu. Același lucru se întâmplă și acum. Din păcate, încet, încet, păcatul intră tot mai mult în poporul lui Dumnezeu, în biserică. Tot mai mult și mai mult și mai mult. Țări care se declarau creștine, oameni care se declarau creștini, familii care se declară creștini, iată că încet, încet acceptă păcatul, îl tolerează. Ba mai mult. Păcatul a intrat în structurile de conducere de atunci. S-au născut vitej, oameni cu nume. Conducerea de atunci a ajuns o conducere coruptă, violență. Apare acolo termenul silnicie, care înseamnă violență, abuz. Totul era doar cu autoritatea aceasta câștigată cu pumnul, cu forța, nu mai era dragoste, nu mai era înțelegere, nu mai era armonie, nu mai era pace, nu mai era blândețe, nu mai era bunătate. Și Dumnezeu nu tolerează violența. Și păcatul a intrat în structurile de conducere, așa cum se întâmplă. Veți avea curând alegerile în America. Eu mi-aduc aminte, nu trebuie să merg cu mult timp, mi-aduc aminte când eram copil, când se discuta despre candidații la președinție, erau foarte bine analizați din ce familie vin, copiilor cum sunt, viața lor cum este, acum nu mai contează nimic. Pentru că nu mai există standarde morale. Avem în lume în care trăim atâția și atâția prim-ministri, președinți care se declară deschis ceea ce se declară. Și oare nu sunt acestea semnele sfârșitului? Că se întâmplă ai doma la fel ca în zilele lui noi. Păcatul a intrat în poporul lui Dumnezeu, păcatul a intrat în structurile de conducere și liderii devin un model negativ. Până acum un lider, un președinte, un prim-ministru trebuia să aibă un profil moral, o integritate morală, etică, să fie cum? S-a pierdut totul. Ei nu mai sunt un, un exemplu, nu mai sunt un model moral, ci să fie un bun businessman sau un bun administrator și atât, un bun lider, eventual un bun speaker și atât, în rest, nu mai au nimic la capitolul moralitate. Nu mai au nimic la capitolul integritate. Și oamenii acceptă așa. La fel s-a întâmplat și atunci, în zilele lui Noe. Nu mai existau repere morale, nu mai existau standarde morale. Tot pământul a fost corupt, a fost compromis. Păcatul a intrat în primul rând în poporul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, în loc să aducă lumina în lume, a pierdut și lumina aceea puțină pe care o mai avea. Și pământul a devenit un fel de întuneric bezna. Și liderii de atunci au promovat păcatul prin legi, prin decizii pe care le-au luat, așa cum se întâmplă și în zilele noastre. Al treilea rând, în zilele lui Noe, păcatul a fost promovat prin învățătura. Nu poți conduce o lume dacă nu ai o, o cale, o, o filozofie. Uh, îmi place termenul pe care îl folosește aici scriptura, este fiecare făptură își stricase calia. Adică reperele tale pe care le ai, niște standarde, niște principii, dacă vreți, nu mai existau principii. Pentru că principiul era ce vreau eu, cum vreau eu, mă impun, impun, doar ce ne place nouă, nu ne interesează de Dumnezeu, nu ne interesează de Scriptură și în vremea aceea, îmi place termenul pe care îl folosește Apostolul Petru în a doua sa epistolă. Spunea el: Dacă n-a curțat Dumnezeu lumea cea veche și a scăpat pe noi, acest propovăduitor al neprihănirii. Asta ne dă de gândit că în zilele lui Noe, păcatul era promovat prin învățătură. Pentru că e normal, părinții transmit niște învățături, niște principii de viață copiilor. Dar numai principii greșite le-au transmis. Liderii politici au acționat tot în direcția aceea. Lumea întreagă, oamenii influenți, au n-au făcut altceva decât să promoveze păcatul prin învățătură. Fiecare făptură își stricase calea. Singurul care mai propovăduia neprihănirea, Singurul care mai apăra adevărul, singurul care mai vorbea despre Dumnezeu, despre neprihănire, despre judecata lui Dumnezeu, despre împărăția lui Dumnezeu, despre voia lui Dumnezeu, despre cuvântul lui Dumnezeu, singurul propovăduitor al neprihănirii era Noe. În rest, toți ceilalți propovăduiau orice altceva, numai sfințenia nu, numai moralitatea nu, numai integritatea nu. Și de aceea Dumnezeu s-a supărat enorm. I-a părut rău lui Dumnezeu că l-a făcut pe om. Pentru că milioane și milioane de oameni ne spune Scriptura în fiecare zi. În fiecare zi. Nu era o chestiune, o abatere din când în când. Nu era o cădere. Nu era o alunecare. Nu era un accident păcatul. Păcatul era un mod de viață. Păcatul era un stil de viață. În zilele lui Noe, păcatul a intrat în poporul lui Dumnezeu. Fiii lui Dumnezeu au pierdut busola credinței, au pierdut lumina pe care trebuiau să o aibă, nu mai erau sarea pământului, s-au stricat. În zilele lui Noe, păcatul a intrat în structurile de, de conducere, nu mai aveau lideri. Nu mai aveau lideri care să se ridice, să spună, să-L căutăm pe Dumnezeu, să-I ducă pe oameni spre Dumnezeu. Toți promovau altceva. Păcatul a fost promovat prin învățături greșite, prin învățături străine și neprihănirea nu mai era predicată. Un singur predicator a mai rămas atunci. Noie. Și mesajul pocăinței a fost respins de lume, pentru că asta îmi dau seama, an și an de rândul, în zilele când se făcea corabia, în delunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare și în timpul acela, în timp ce construia corabia, Noe predica neprihănirea. Numai că predica lui n-a fost acceptată, predica lui n-a fost primită de nimeni, numai și numai familia lui. Și când te gândești atunci că mai degrabă vietăți din orice specie animală au fost salvate, dar cei mai mulți dintre oameni au fost pierduți, au fost nimiciți, au fost pedepsiți, au fost judecați, au fost condamnați. Asta pentru că mai ales în vreme de acum, Veți auzi tot mai multe învățături și s-a citit din pasajul acesta, vor veni mulți care vor înșela și vor spune oamenii, nu există iad, Dumnezeu este bun, nu va nimici Dumnezeu. Cum să nimicească Dumnezeu lumea asta, miliarde de oameni? Experiența potopului, zilele lui noie, istoria lui noie sunt o dovadă clară, fermă, asupra faptului că Dumnezeu nu tolerează păcatul. Dumnezeu dă un timp omului, Dumnezeu permite păcatului un timp în răbdare răbdarea lui Dumnezeu este în așteptare, Dumnezeu pentru un timp a permis omului. Dumnezeu pentru un timp permite omului. Permite biserica se compromite, liderii politici, religioși se compromit, învățăturile se strică tot mai mult și Dumnezeu permite. Faptul că Dumnezeu permite pentru un timp nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu asta, că Dumnezeu nu este interesat de asta, că Dumnezeu va lăsa lumea să meargă cum vrea ea și se termină totul aici. Nu. În lungă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Astăzi, în de lungă răbdarea lui Dumnezeu este în așteptare. Și poate în seara aceasta, în răbdarea lui Dumnezeu este în așteptare și aici și acum. Poate este cineva, care până acum a glumit cu păcatul. Poate este cineva care crede, a venit Domnul, cine știe va veni, va judeca Dumnezeu. Lista cu păcatele e tot mai mică. Adică nu-i păcat asta, nu-i păcat asta, nu-i păcat nimic, nimic, nu fiecare să facă ce vrea, că nu are Dumnezeu treabă cu toate. Nu? Cam asta se promovează tot mai mult și mai mult. Și îndelungă răbdarea lui Dumnezeu este în așteptare. Și între timp mai vine câte un predicator, dar nu e la modă. Noe nu era deloc la modă. Noe părea un nebun, un dezaxat, un dezechilibrat. Ce vorbești acolo? Ce neprihănire! Ce voia a lui Dumnezeu! Ce planuri ale lui Dumnezeu! Ce judecată! Suntem aici, suntem oameni cu nume. Uite, avem bogății, uite câte realizări. Cine știe ce lucruri au făcut ei atunci. Cine știe ce realizări aveau ei, cine știe câtă bogăție. Însă, până când, până când a intrat noi în Corabie, până când a intrat noi în Corabie, până atunci s-au distrat. Până atunci au făcut ce au vrut. Până atunci au râs de neprihănire și de pedeapsă și de judecată și de corabie și de mântuire și de potop. Au râs și au putut avea orice atitudine ar fi vrut ei. Dar până când? Până când a intrat noi în corabie. Și apoi când noi a intrat în corabie, un lucru ciudat, Dumnezeu a închis ușa după el. Iubiții mei, vreau să fie foarte clar acest adevăr într-o zi se va închide ușa. Într-o zi va veni un prea târziu. Acum, în de lunga răbdare lui Dumnezeu, era în așteptare. În așteptarea ce? În așteptarea pocăinței. În așteptarea întoarcerii. Aștepta Dumnezeu probabil vreun lider să înțeleagă, aștepta Dumnezeu poate vreun predicator, vreun influencer, vreunul care are putere să facă ceva, dar nimeni n-a mișcat nimic. Aștepta ca poporul lui Dumnezeu, aștepta ca fiul lui Dumnezeu să i atitudine, să realizeze starea în care se găsesc. Dar nimeni n-a făcut nimic. Doar noi era neprihănit. Doar noi a iubit neprihănirea. Între cei din vremea lui era fără pată. Lumea contemporană, lumea în care trăim, se găsește exact în aceeași situație. Păcatul a devenit un mod de viață. Nu se mai găsesc lideri care să fie modele, care să inspire spre normalitate. Spre normalitatea lui Dumnezeu, spre neprihănire, spre sfințire, spre voia lui Dumnezeu, spre Scriptură, lipsesc tot mai mult. Păcatul este promovat prin învățătură, dar soluția, soluția lui Dumnezeu este aceeași, pocăința. Pocăința. Adică, atunci când îți strici calea, atunci când mergi greșit, nu există altă soluție decât să te întorci. Pocăință nu înseamnă decât să te întorci la Dumnezeu. Și acum calea asta poți să o strici, poate unii vor spune, dar noi nu facem păcate mari. Uitați că atunci în zilele lui Noe, Ceea ce enumeră Domnul Isus par niște banalități. Oamenii mâncau, beau, se însărau, se măritau, se deau, se deau, păreau lucruri normale. Dar doar acele erau scopul vieții lor, materialism, doar pentru asta trăiau. Și s-ar putea printre noi foarte ușor să se găsească astfel de experiențe. Adică oameni care spun, dar noi nu facem ceva foarte rău, nu trăim în desfrâu sau în altceva. În schimb, în schimb, nu mai avem timp să ne rugăm. În schimb, nu mai citim Biblia. În schimb, nu mai venim la biserică. În schimb, nu ne mai închinăm lui Dumnezeu. În schimb, nu mai dăruim. Totul e pentru noi și totul e doar pentru acum și aici să ne bucurăm de viață, să fie totul bine și viața asta este doar bazată pe experiențele acestea trecătoare, vremelnice ale vieții. Dacă vrei să fii salvat, Trebuie în primul rând să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Este o realitate. Potopul lui Noe este o realitate. A fost o realitate. Pedeapsa lui Dumnezeu este o realitate. Judecata lui Dumnezeu este o realitate. Faptul că Dumnezeu încă așteaptă nu înseamnă că tolerează, nu înseamnă că acceptă păcatul, nu că el acceptă dacă nu te-a nimicit până aici, nu înseamnă că el este de acord cu tot ceea ce faci tu. Asta este mare înșelătorie. Am făcut asta, dar nu s-a întâmplat nimic. Și de aceea spunea înțeleptul, pentru că nu aduce imediat pedeapsa asupra păcatului, omul crede că ce face el e bine. Dacă vrei să fii salvat, trebuie să te pocăiești. Amen. Trebuie să te întorci la Dumnezeu. Trebuie să schimbi calea. Dacă vrei să fii salvat, trebuie să cauți corabia. Trebuie să intri în corabie. Și îmi place cum folosește Apostolul Petru, folosește imaginea, sau spunea el, icoana aceasta închipuitoare, și anume corabia, și anume botezul. Să intri în corabie. Sunt aici poate tineri, adolescenți. Încă nu știu, încă nu sunt convinși, încă nu sunt deciși. Lupta este tot mai mare pentru că învățământul, oriunde ar fi el, că în America sau că e în altă parte, învățământul nu promovează altceva decât ateismul. Oriunde. Și trăim zilele Lui noi. Același lucru se întâmplă. Încet, încet poporul lui Dumnezeu se strică, liderii, reperele morale nu mai sunt, sunt corupți, și învățătura nu mai este învățătura sănătoasă sau biblică sau care să-i conducă pe oameni spre neprihănire, ci una care îi conduce spre desfrâu, spre păcat, spre libertate. Faceți ce vreți că nu contează. Dumnezeu nu este interesat de ce trăiești tu, de ce faci tu cu viața ta, cu trupul tău, cu timpul tău. Tu faci ce vrei cu banii tăi. Tu poți să faci ce vrei. Ești liber. Nu e interesat Dumnezeu de toate astea. Dar vine Dumnezeu și îți spune, și poate este încă o seară în care El spune, salvează-te. Corabia ce era o a salvării. Un lucru, și mă apropii de încheiere cu asta, un lucru trebuie să știi. Totdeauna Dumnezeu, înainte de a pedepsi, înainte de a aduce judecata, în totdeauna Dumnezeu a trimis un sol, a trimis mesaje de avertizare. Întotdeauna. Înainte să distrugă Ninive, Dumnezeu a trimis un mesaj de avertizare către Ninive. Înainte să distrugă Ierusalimul și Matei 24, e un amestec între dărâmarea Ierusalimului, fapt care a avut loc în anul 70, și venirea Fiului Omului. Înainte totdeauna, înainte de a rosti o judecată, înainte de a aduce o pedeapsă, Dumnezeu trimite semnale, mesaje de avertisment. Întotdeauna. Și în seara aceasta, mesajul meu nu e altceva decât un mesaj de avertisment. Mesajul de avertizare a lui Dumnezeu. În care el spune, oprește-te. Faptul că n-ai pățit nimic până aici nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu ceea ce faci tu. Ci doar un mesaj de avertizare. Ai grijă. Norii negri se vor ridica într-o zi și vor distruge totul. Așa s-a întâmplat atunci, în zilele lui Noe. Și problema acum este, întrebarea mea este: unde vei fi? Înăuntru sau în afara corabiei. A venit atunci potopul peste toți. A venit potopul peste o lume de nelegiuiți. Potopul a venit și peste noi, și noi a prins potopul. Dar mare diferență, mare diferență, este că același potop a nimicit, a distrus, Lumea de nelegiți, dar potopul acela n-a avut nicio putere asupra lui Noie. Diferența era, Noie era în corabie. Ceilalți erau în afara corabiei. Asigură-te în această seară că ești înăuntru în corabie. Dacă nu te-ai botezat. Botează-te. Dacă nu te-ai pocăit, pocăiește-te. Dacă nu te-ai întors la Dumnezeu, întoarce-te. Privește -te spre istoria asta, nu e o simplă poveste, nu e o poveste, nu e ceva care să, să spună, a, nu contează, e o realitate pe care o trăim. Vremea în care o trăim este o vreme care se repetă cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. Ai, Doma, se va întâmpla și în zilele Fiului Omului. Zile pe care le trăim noi. Păcatul își va atinge apogeul. Tot mai rău și tot mai rău va fi. Cu fiecare generație, păcatul va fi tot mai mult, va intra tot mai mult în poporul lui Dumnezeu, în, în biserică, în, în lumea în care trăim. Nu vor mai fi niciun fel de frâie, de frâne, nu vor mai fi repere morale, vor lipsi cu desăvârșire. Gândiți-vă și nu-i nu departe să vă gândiți la ce se promova, chiar cu 40-50 de ani, chiar la televiziune și oriunde, într-o într scenă. Acum nu mai există nimic. Acum nici nu te primesc într-o televiziune dacă nu vorbești vulgar, dacă nu te îmbraci în decen, nici n-ai ce căuta s-au răsturnat toate valorile. Nu mai există normalitate. Nu mai există moralitate. Și lucrurile vor merge din rău în mai rău. Dar dincolo de asta, Dumnezeu are un popor pe care îl cheamă să trăiască. În ciuda păcatelor, El cheamă poporul său să trăiască în sfințenie. Dumnezeu să ne ajute. Pasajul acesta care a fost citit vorbește despre un rob și doar scurt subliniez. Versetul 48-49 spune așa, Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovară și lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii. Trei atitudini, trei ispite cu care este provocat robul lui Dumnezeu, care ar trebui să stea în așteptarea stăpânului. Trei ispite cu care ne confruntăm și noi, fiecare dintre noi, noi ca păstori și voi toți, fiecare vă confruntați cu aceleași trei ispite. Prima ispită, stăpânul meu zăbovește să vină. Telăsarea, dezinteresul, nepăsarea. A, am timp, este timp, a, să frate, cum spunea Petru. De când de lumea se zice că vine Domnul, și părinții noștri au spus asta, și bunicii au spus, și de mii de ani se spune că vine Domnul. Lasă că avem timp, nu chiar acum, mai este, trebuie să se mai împlinească ceva. Prima mare ispită, stăpânul meu zăbovește să vină, nepăsare. A doua ispită, va începe să bată pe tovară și lui de slujbă, conflictual, certăreț. Nu se mai înțelege cu nimeni. Ei e mereu în opoziție, e mereu un conflict, e mereu un război cu ceilalți. Îi lipsește pacea, lipsește armonia, lipsește unitatea. Există ispita asta? Să nu-ți mai placă nimic? Să nu-ți mai placă o predică, să nu-ți mai placă o cântare, să nu-ți mai placă nicio o biserică, să nu-ți mai placă niciun pastor, niciun nici un predicator, să nu-ți mai placă nimeni, toți sunt răi și cu toți ai ceva? Trăim ispita asta? Și a treia mare ispită Să mănânce Și să bea Cu bețivii De străbălarea De sfârâul O, oh, e păcat băutura țigara, ce să mai zici Drogurile Totul te face să te simți bine Dacă stai bine, e ok Și încet, încet Ispitele acestea Vor face ca oameni Care ar fi trebuit să aștepte Oameni care erau pe registrul de robi, oameni care erau în casă, oameni care au avut un mandat din partea stăpânului, oameni care au avut o menire clară să aștepte pe stăpânul lor, tocmai oamenii aceia vor ajunge să fie pedepsiți, condamnați, judecați, pentru că au glumit cu păcatul fie că e nepăsarea, stăpânul meu zăbovește, am timp, mă ocup de altele, am eu timp de biserică, întâi să mă îmbogățesc, întâi cariera, întâi bani, întâi milioanele, întâi casa, mașinile, întâi copii, apoi celelalte, am timp. Conflictul și apoi destrăbălare, desfrâul, nu mai avem nicio limită, totul e permis, totul se poate, ce îmi place e bine, dacă îmi place e bine, fac ce îmi place și ce vreau și nu mai contează absolut nimic. Acestea sunt ispite cu care s-au confruntat oamenii și în zilele lui Noe, dar și în zilele noastre care se repetă. Doamne ajută -ne să ne pocăim, să intrăm în corabie, în corabia salvării, să fim împreună cu Domnul și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.